Dacă nu v-ați dat seama, este vorba despre Cupa României. S-a întâmplat în București și a fost fenomenal. O atmosferă incendiară, dansatori minunați și, cu alte cuvinte, haideți să vedem ce s-a întâmplat. La battle final, ok, ca să știți ce și cum. Deci o să mergem din battle în battle până în final. De fiecare dată trebuie să mă asigur că totul se întâmplă așa cum trebuie. Chiar dacă toți cei care sunt implicați sunt profesioniști, pentru mine este important să am un double check, pentru că știți cum este, publicul este exigent. Iar mie nu prea îmi convine ca această ediție, mai ales când este vorba de federație, să nu fie la înălțime. Așa că tot ce rămâne de făcut este să vedem ce fac dansatorii în continuare. Mai mult prețat. Așa, așa, strigă-i mocheta la ochi. Pe cine? Te-am prins! Te-am prins! Cei tineri sunt mereu interesați de ceea ce se întâmplă și trebuie să fiu prezent să le dau explicațiile necesare, pentru că ei sunt viitorul. Mi-a rămas un singur lucru de făcut, să fac selecția pentru lotul național, pentru că urmează 2023.